Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Ecoul Sportului cu partea a doua a emisiunii, unde l-avem invitat special pe Ministrul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, domnul Octavian Bodișteanu. La finalul primei părți vorbeam despre construcția stadionului republican și domnul Octavian Bodișteanu ne spunea că ar fi trei țări care ar fi doritoare, care ar avea interes să construiască acest complex, fiindcă nu este doar un stadion. Da, vă dați seama că pentru a atrage aceste investiții trebuie cel puțin să fie reciproc avantajoase. Deci investitorul trebuie să aibă un oarecare sens, stimul, să vadă care este sensul acestor investiții. Pentru că din infrastructura sportivă sau din acel stadion îți recuperezi banul destul de greu. Și aici noi am venit cu careva propuneri care sper să fie acceptate, astfel încât să fie cointeresat investitorul să vină. Doar pe bază de grant, doar pe bază de donații, vă dați seama, este o investiție de peste 100 de milioane de euro. Este o sumă impunătoare, însă fiți siguri că vom reuși. Deci, atunci când spun, știu ce spun, pentru că am avut mai multe discuții și știu cu siguranță că vom reuși. Cu o singură condiție. Așa numiți, în ghilimele, binevoitori să nu ne încurce. Nu trebuie nimeni să facă nimic, doar să nu ne încurce. Cine sunt ei? Cine nu Vă, ar dori să vă, avem un complex sportiv în Republica Moldova? nu că nu ar dori, poate și-ar dori foarte mult, mult și-ar dori, dar poate n-ar dori să se întâmple acest lucru ca și o realizare a noastră, a actualei guvernări. Iată de ce noi trebuie să mergem înainte și trebuie să realizăm acest obiectiv. Dar să știți că primordial sau primul loc nu este neapărat să ieșim cu o asemenea realizare. Asta este obligațiunea mea morală, sfântă. Tatăl meu a fost 13 ani la rând campion național. A fost un mare antrenor, mai și este, dar acum antrenează la un alt nivel și o echipă de volei antrenează. Și fratele este primul campion mondial în istoria Republicii Moldova la lupte libere și este dublu campion mondial. Eu fac parte dintr-o familie cu mari tradiții sportive și este obligațiunea mea sfântă. Atunci când făceam jurisprudență sau mai ales când munceam la Ministerul Justiției, nici nu mă gândeam că pot să mă reîntorc în acest domeniu. Mergeam din plăcere la liceu sportiv și făceam câte o saltea sau făceam lupte sau un antrenament. Acum însă mă simt chiar obligat. Și nu doar pentru că dețin această funcție. Cred că este o strictă necesitate pentru societatea noastră. Este un lucru care se solicită acum foarte mult. Și păcat este că copilașii noștri, tinerele talente ne părăsesc și pleacă. Trebuie să le creăm condiții acasă, mai mult decât atât, trebuie să atragem, să vină la noi vecinii din Ucraina, din Belarus, din România și din multe alte țări, astfel cum noi mergem, de exemplu, la baza sportivă din Staichi, din Belarus, din Minsk, unde avem posibilitatea să ne antrenăm împreună cu echipa Statelor Unite ale Americii, de exemplu. Deci, asemenea, cantonamente centralizate sporesc eficiența și, bineînțeles, rezultatele apar. Iată de ce suntem obligați și v-am spus. Am avut întrevederi, am avut o discuție cu unul dintre antreprenori deja, însă ex-sportiv halterofil, care a încheiat un contract de vânzare-cumpărare, a procurat o fostă bază, o tabără de copii Andrieș și deja a început lucrările în vederea construcției unei baze de cantonament. Ne referim la sectorul centru. Strategia noastră este una pe cât de simplu, pe atât de destul de greu de realizat pentru că ține de partea financiară, dar totuși este posibil de realizat acest obiectiv. Noi ne-am propus ca să cuprindem segmentele sau zona de nord, centru și sud, ca și bază de cantonamente și în plus acest mega proiect despre care vorbeam pe 16 hectare care să permită sportivilor noștri să aibă toate condițiile acasă, în plus organizarea, desfășurarea unor acțiuni mari, unor campionate europene, mondiale. Însă dumneavoastră ca ministru sau echipa ministerului își poate lua angajamentul și responsabilitatea să spună un termen când acest mega proiect, cum îi spuneți dumneavoastră, va fi realizat? Acum urmează să fie discutat practic în ultima etapă, chiar dacă a trecut două comisii parlamentare, la ședința plenară a Parlamentului,
După care, din păcate, acest mecanism birocratic, dar eu sper să-l depășim, să mergem cu o altă viteză, având susținerea primelor persoane din stat, pentru că este un obiectiv al nostru, al tuturor. Sper cu rapiditate să întocmim aceste documente, pentru că, repet, este un mecanism care ține de delimitarea terenului, de lucrări de terasament, de desfășurarea unei licitații pentru a atrage acel investitor. Și asta durează. Eu sper ca noi cu rapiditate să ne mișcăm în 2-3 luni, să avem deja o claritate, să știm cine va fi acel agent economic care se va apuca de lucrări. Iar după ce se va apuca de lucrări, pentru că schița de proiect pe care am făcut-o noi, pe care a făcut-o, eu vreau să-i mulțumesc arhitectorului care a făcut-o, domnul Halupneac, care a muncit foarte mult la această schiță. Deci schița, bineînțeles, în urma unor recomandări va mai suferi careva modificări, dar din ceea ce avem la moment, putem spune de un termen de 4-5 ani pentru a fi dat un asemenea obiect mare în exploatare sau câteva imobile, obiecte, da? Important este să pășim cu dreptul, important este să avem garanția bancară că există asemenea surse, resurse, și important e să stabilim un mecanism juridic care să protejeze investitorul și pe noi, pentru că noi am venit și noi cu contribuția noastră. Înseamnă că în această toamnă vom putea să cunoaștem cine este investitorul, cât poate investi, da, și când ar putea începe lucrările. Da, da, sper că se va întâmpla acest lucru și voi face tot posibilul pentru asta. Care este colaborarea cu federațiile și cum poate Ministerul să ajute financiar federațiile, fiindcă o altă susținere poate există, însă financiar, fiindcă vedem că sunt federații foarte multe care își desfășoară competițiile cu un număr foarte mic de sportivi sau de echipe. Da, deci la capitolul colaborare cu federații, chiar dacă s-a mai îmbunătățit, oricum și chiar dacă avem acel contract deja, un obiectiv pe care l-am realizat și care îl consider destul de important este faptul că, începând cu această lună, federațiile își vor primi banii în cont prin transfer. Din partea Ministerului. Din partea Ministerului. Deci ei nu trebuie să vină. Există o formulă de finanțare, există o anexă la contract, există o sumă de care dispune anual, divizată trimestrial și lunar, și banii vor fi primiți în cont. Iar federația, după participare la diferite acțiuni, după realizarea obiectivelor strategice, vor prezenta un raport cu materiale foto-video, cu dare de seamă în fața unei comisii. În cazul în care banii s-au dus la destinații, s-au obținut rezultate, fără vreo tergiversare sau complicație, își primesc următoarea tranșă. Cred că este un mecanism foarte bine gândit și de fapt de foarte mult timp așteptat. Nu este bine ca un președinte de federație sau un antrenor emerit să stea în rând la ușa contabilității să aștepte banii cash. Și mai există și un risc. Și mai există riscul coruptibilității, dacă vreți. Și de aici vin diferite interpretări. Și ca să nu existe toate lucrurile astea, am proces la această metodă, care este una, consider eu, destul de modernă, absolut legală, și care ne va permite să monitorizăm altfel un pic activitatea federațiilor. Însă care este procedura și care este prioritatea ca fiecare federație să-și câștige acești bani? Ca să înțeleagă telespectatorii de ce, nu știu, poate fotbalul primește mai mult sau voleiul nu primește deloc. Eu vă voi da o explicație, pentru că asta interesează toată lumea. Acum există o comisie. Eu cred că începând cu anul 2015, cu ianuarie 2015, în această comisie vor fi invitați inclusiv reprezentanții ai diferitor federații. Ce presupune? Pe de o parte, dacă este sau nu probă olimpică, dacă are sau nu rezultate, dacă are sau nu posibilitatea obținerii cărorva cote și, bineînțeles, în dependență de calendarul acțiunilor sportive. Avem federații care au foarte frumoase rezultate, dar niciodată n-au apelat la ajutorul Ministerului, care sunt înregistrate încă din 92, sunt neolimpice și cumva își câștigă existența, au careva cluburi, mai, eu știu, mai au careva cursuri prin grădinițe, prin școli, și nu au parcurs la susținerea financiară din partea statului. Avem în același timp federații care se mențin doar pe banii statului, lucru care eu cred că nu este normal.
Am avut posibilitatea la Jocurile Olimpice de la Sochi să comunic cu reprezentanții, cu oficialii din Rusia, care au spus că 40% sunt, este, sau constituie contribuția statului, restul 60% vin din partea partenerilor. Și aici, un lucru pe care îl consider cel mai important este crearea condițiilor pentru agenții economici, pentru sectorul privat, astfel încât dânșii să vină cu susținere esențială. Noi am avut câteva ședințe, până la urmă am înțeles că acea lege cu privire la sponsorizare și filantropie de fapt este, nu trebuie să fie inventată, doar că nu lucrează, nu este funcționabil acel mecanism. Și cum ajungem ca ea să fie aplicată? Aici am avut deja câteva ședințe cu reprezentanții de la Ministerul Finanțelor și de alte structuri, Ministerul Economiei. Urmează ca specialiștii să pună ultimul cuvânt, pentru că chiar dacă legea spune că până la 10% din venitul impozabil agentul economic care are dreptul să-l doneze sau să-l dea în scop de filantropie, nu prea funcționează. Din mai multe motive. Pentru că încă există acea economie tinebră, vrem noi sau nu să recunoaștem, nu toată lumea încă are cultura sau înțelepciunea de a-și declara toate veniturile, pentru că din acel venit se menține acel impozit, se reține, iar de acolo are posibilitatea să vină direct cu defalcări, cu contribuții în domeniul nostru. Și iarăși un lucru pentru mine regretabil este faptul că în fosta lege cu privire la cultură fizică și sport, deci era stipulat clar că organul central de specialitate are dreptul la careva venituri suplimentare. Adică acel articol, iarăși fără a fi consultat cu noi, a fost abrogat. Chiar dacă acele venituri suplimentare vor fi îndreptate către un alt organ sau organizație obștească, ne bucurăm pentru acest lucru, însă noi tocmai reluasem tratativele cu Loteria Moldovei, pentru ca dânșii să vină cu contribuții considerabile în fondul de rezervă al Ministerului Tineretului și Sportului. Există și alte proiecte destul de interesante, însă, repet, noi, statul, bineînțeles, pentru acele acțiuni preconizate pe un an înainte, am avut nevoie de circa 200 de milioane de lei. Noi am avut 85 de milioane, inclusiv toți banii care au mers, sau marea majoritate care au mers către școlile sportive. Deci cu 20 de milioane pentru sportul de performanță, vă dați seama, atunci când avem nevoie de 200, cu 20 nu faci prea mare lucru. Însă totodată eu vreau să mulțumesc colegilor care m-au susținut, am procurat inventar sportiv de peste 3 milioane de lei. Am făcut rost de echipament sportiv, sportiv, ați văzut ce echipament frumos au astăzi. Toată lumea telefonează și toată lumea caută asemenea echipament. Noi, la rândul nostru, când făceam sport, nu prea am avut acest noroc. Și multe alte lucruri care se schimbă în fiecare zi, nu se văd deodată, dar trebuie să o facem cot la cot și umăr la umăr. Și pentru că v-am întrebat care este colaborarea cu federațiile, care este colaborarea cu Comitetul Olimpic Național și Sportiv? Pe de o parte este una bună, este una destul de fructoasă, pozitivă, pentru că chiar banii pentru Jocurile Olimpice la Sochi sau alte ediții ale Jocurilor Olimpice pentru tineret, deci au fost obținuți din fondul de rezervă. Hai să zicem, ministerul a insistat și a susținut acest proiect și am apărat acest proiect. De asemenea, suntem împreună la cele mai mari competiții, colaborăm destul de bine. Însă, v-am spus, un pic de divergență a creat acest proiect de lege, sau deja lege, că a intrat în vigoare, care nu prea a fost consultat cu noi. Și aici am avut careva divergențe. Eu sper să ne ajungă înțelepciune să le depășim. Însă deranjează această denumire sau însă și nu deranjează viitoare? Această denumire în cazul în care mai întâi toate se consultă. Și nu neapărat în primul rând cu noi. În primul rând trebuie să consulte cu federația, pentru că orice act normativ trebuie consultat cu opinia publică, cu societatea civilă, iar în cazul ăsta direct cu federațiile. Deci au mai fost modificări care țin de exemplu de renta viagerului, urmează să fie primit la vârsta de 35 de ani.
Eu consider că, de exemplu, eu sunt împotrivă, pentru că un gimnast la 20 de ani deja este destul de bătrân, dacă vreți, pentru sport. Și ce face el până la 35? 15 ani trebuie să plece undeva, deci nu beneficiază de rentă viagere. În același timp, este o normă care prevede, de exemplu, un caz în care a fost o singură dată depistat pozitiv de către Comisia Antidoping, nu mai poți beneficia de rentă viageră. Iarăși un lucru care nu a fost consultat, pentru că eu consider că nimeni nu poate fi, și asta este de fapt o normă constituțională, nimeni nu poate fi pedepsit pentru aceeași faptă de două ori. Deci altceva este dacă la sfârșitul carierei a fost depistat pozitiv, da, atunci sunt de acord. Însă în cazul în care a fost pedepsit, sancționat pentru o perioadă, de exemplu, de 2 ani, a revenit în sport, a obținut rezultate frumoase, eu nu pot să zic că nu merită rentă viageră, pentru că cândva a fost depistat. Deci el și-a ispășit pedeapsa și a revenit în sport, nu? Și multe alte mărunțiușuri care trebuiau consultate. A revenit în sport, însă a revenit cu fața curată? Da, a revenit cu fața curată. Bine, a revenit în sport. Deci și-a ispășit pedeapsa, a revenit în sport, a fost acceptat la campionatul european, mondial, a obținut rezultate, a fost aplaudat, medaliat, etc. Deci cum putem să le lipsim de acest drept? Și mai sunt și alte lucruri, dar eu am spus, sper să ne ajungă înțelepciune să le depășim dacă urmărim un scop comun. Și dacă obiectivele, principiile, valorile noastre corespund cu acele ale sportivilor, ale antrenorilor și a națiunii, a societății noastre în întregime. Și pentru că am vorbit despre burse, despre prime, să vorbim ce înseamnă aceste titluri pe care Ministerul le acordă anumitor sportivi, de titlu maestru al sportului și alte categorii. Și cum pot ele fi obținute? Este o practică, de fapt, așa exclusivă, venită din spațiul Uniunii Sovietice, spațiu care cuprindea așa sa parte din uscatul pământului și 15 republici puse alți prieteni, însă o practică care am continuat-o, bine, nu eu, acum însă mergem mai departe și o continuăm și vă spun de ce, pentru că de fapt este unul din puținele beneficii sau stimulente pe care putem să le oferim sportivilor noștri. Este o mândrie, este până la urmă o realizare atunci când se învrednicește cineva din asemenea titlu. Există așa un act care se cheamă clasificația sportivă, acolo unde sunt toate probele stipulate. A fost de 3 ori dat termenul către fiecare federație, fiecare probă, unde am rugat, am solicitat să vină fiecare cu propunerile sale în vederea ajustării, în vederea îmbunătățirii acestor norme, pentru că fiecare își cunoaște meseria și mai bine decât un atlet, nici poate ministru nu cunoaște unei subtilități. În baza acestei clasificații, care a fost de fapt susținută și întărită la Colegiul Ministerului, se acordă careva titluri, în dependență de mai întâi de toate categoria de vârstă și de rezultatul obținut, categoria de greutate, rezultatul obținut. Care se începe de la candidată, maestru în sport, maestru al sportului, apoi de clasă internațională, maestru emerit. Maestri emeriți nu avem atât de mulți. Un pic, cred eu, s-a mai pierdut din valoarea acestor titluri, pentru că toate federațiile vin cu propuneri de, nu de înăsprire, ci din contra, de obținere mai ușor, în condiții mai blânde de obținere acestor titluri. Exact, aici doream să ajung, fiindcă sunt sportivi care se plâng de această procedură, fiindcă trebuie să obțină prea multe acte, ștampile nu și este, dovezi pentru a nu este ajunge adevărat. Aici. Cred că este, aici este vorba în lipsa de conlucrare a federației. Acolo unde secretariatul lucrează foarte prost, dă vina pe minister. De fapt, este foarte simplu, accesați site-ul ministerului și vedeți că trebuie în demers din partea federației cu indicarea rezultatelor, în caz de necesitate, cu dovada acestora. De cele mai multe ori nu este nevoie de dovadă, pentru că ei au fost delegați din contul nostru, ei sunt în lista lotului sau a loturilor naționale olimpice și nici nu avem dovadă, nu avem nevoie de dovadă. Când ne referim la sportivi olimpici care sunt, au autoritate, însă ce facem cu acei sportivi din cadrul unor cluburi? Da, dar nu contează. La sporturi de echipă. Deci nu contează, pentru că acele cluburi fac parte din federații. Iar federația trebuie să-și facă treaba. Trebuie să vină cu un demers prin care se solicită
Și noi foarte ușor verificăm, astăzi sunt rețelele de socializare, este internetul, absolut orice competiție se poate de verificat. De multe ori se supără lumea atunci când solicită maestru, știe bine că trebuie să devină de două ori campion, dar a fost doar o singură dată campion, invocând diferite motive, de multe ori prostești, dar cum ăla a primit în anul ăla, iar mie nu mi se cuvine. Deci este clasificația, strict conform clasificația, am deschis pagina, ne-am uitat, corespundeți, credeți-mă că nimeni din comisie nu va fi împotrivă. Iar în cazul în care nu corespunde, nu corespunde. Și n-au de ce să se supere, pentru că în cazul ăsta să știe că nu lucrează federația. Federația ori trebuie să ajusteze. Vă dau un exemplu. Simplu. Acum, de la ultimul campionat european la seniori, la taekwondo, versiunea olimpică. Băiatul care a devenit campion european, deci este un specific la această probă. Există categorii olimpice și categorii neolimpice. Medalia de bronz este la categorie olimpică, iar medalia de aur este la o categorie neolimpică. Însă în clasificație nu este specificat acest lucru. Și atunci nu ai un temei să nu-i acorzi acest titlu pe care l-a meritat. Iată, în cazul în care federația venea cu această stipulare și spunea că în cazul în care nu este o categorie olimpică, rugăm să nu-i fie acordat titlul de maestru internațional al sportului, este altceva. Dar dacă corespunde, noi nu avem dreptul, pentru că putem fi atacați în judecată. Și nu avem sorți de izbândă acolo. Însă se poate ministerul să se autosesizeze în acest fel? Odată ce propria federație nu a înaintat acel proiect poate de a schimba clasificarea? Poate se autosesizeze în cazul în care este, să zicem, principal pentru noi. Noi am făcut contract cu Ministerul Tehnologiei Informaționale, am întocmit un contract, conform căruia, în baza ordinului, pentru că o asemenea ședință are loc odată la 3 luni, trimestrial, în comisie între reprezentanți de la Comitetul Național Olimpic și Sportiv, pedagogi, profesori, președinți de federații, diferiți experți care se expun. Și în urma semnării ordinului, care fi poate bine monitorizat, deci se transferă banul sau se transferă inclusiv ordinul la Ministerul Tehnologiei Informaționale, fără să alergi cu poza 3x4 și cu un blanc din carton și nu știu cum, facem transferul și această legitimație este practic gata, iar acolo unde avem ocazii, bine, eu pot să invit sportiviști la minister să-și ridice legitimația, dar de cele mai multe ori este preferabil la diferite campionate, competiții, cu ocazia zilei sportivului sau un eveniment acolo unde este multă lume. Ca să fie un fel de ceremonie. Exact, da. Și este și mai plăcut pentru antrenori și pentru sportivi. În plus, pe lângă aceste titluri pe care le-am pomenit, mai există titlul de lucrător emerit și antrenor emerit. Și aici iară se încurcă treaba și supără multă lume care nu înțelege. Deci el vine și îmi spune că, uite, băieții ăștia sunt ai mei și i-au adus mari rezultate, au obținut, deci vă rog frumos, eu merit, antrenor emerit. El nu înțelege că antrenor emerit înseamnă cu totul altceva. Deci, chiar dacă a contribuit, poate fi lucrător emerit. Antrenor emerit înseamnă să știi ce mănâncă acel sportiv, în ce este îmbrăcat, să fii permanent lângă el, să-l monitorizezi, inclusiv din punct de vedere a medicinii sportive, deci să trăiești cu această viață și cu tot ce suferă sau prin ce trece acest sportiv. Iar dacă el pur și simplu este undeva la un club înscris și tu îl vezi doar atunci în aeroport când vine cu medalia și îl aplaudăm, asta nu înseamnă că ai meritat antrenor emerit. Să revenim din nou la partea olimpică. În aceste zile am mai câștigat două locuri de participare la Jocurile Olimpice ale tineretului de la Nanjing și am dorit ca colegii noștri din regie să ne pregătească un material cu acești doi sportivi. Evoluție bună a atleților moldoveni la turneul european de calificare către Jocurile Olimpice ale tineretului de la Nanjing. Polina Ciui, discipula antrenorului Sostan Margheev, a obținut calificarea la proba de aruncare a ciocanului greutatea 3 kg, înregistrând în finală rezultatul de 57 întreg și 95 de metri. Ștefan Mura, sub îndrumarea tehnicianului Vadim Hranovski, a îndeplinit baremul olimpic cu rezultatul de 56 întreg și 81 metri.
Până în prezent, tinerii sportivi moldoveni au obținut 8 foi de calificare la Jocurile Olimpice ale tineretului. Tatiana Persniova și Alexei Sanicov la natație, luptătorii Tatiana Doncilă și Dimitri Ciacusta, gimnasta Nicoleta Dulgheru. Federația Moldovenească de Caiac Canoe va stabili mai aproape de jocuri cine ne va reprezenta la jocuri. Ediția a doua a Jocurilor Olimpice ale tineretului se va desfășura în perioada 18-28 august în orașul Nanjing din China. Domnule și domnule, am revenit aici în studioul emisiunii Ecoul Sportului. Domnule ministru, o mândrie să avem încă două locuri, deja sunt 8 participări și încă nu s-a terminat perioada calificărilor. Mai mult decât atât, la Festivalul Olimpic European, care va avea loc în anul următor, deja sunt 14 calificări și toate la lupte. Da, este deja o victorie pentru noi, dar pe lângă obținerea cotelor trebuie să ne concentrăm pe obținerea rezultatelor și în acest sens eu m-am gândit la un mecanism, l-am consultat cu specialiștii, inclusiv cu profesori, cu antrenori și m-am gândit că ar fi perfect și sper că acest lucru se va realiza în curând ca să avem o listă din cei mai buni performeri pe care să includem în pregătire pentru 4 ani cel puțin și care să nu ducă lipsă practic de nimic, să se gândească doar la antrenament, cantonament, la obținere de rezultat și la studiere, pentru că noi de fiecare dată accentuăm acest lucru, că sportivul trebuie să și studieze, trebuie să învețe. Deci nu mai este în vogă și nu se mai acceptă ca sportivul care face doar sport să nu facă deloc carte. Eu mă mândresc cu mulți băieți care au rezultate remarcabile și fac carte. Și pentru că tot vorbim de olimpici și despre tinerile talente olimpice, cum decurge antrenamentele și pregătirile către Rio 2016? Și care sunt obiectivele Ministerului? Fiindcă probabil sunt obiective și din partea Comitetului Național Olimpic și din partea Ministerului, însă toată societatea așteaptă un singur obiectiv, să participăm cu cât mai mulți sportivi și cu o clasare cât mai bună. Da. Eu, un lucru este cert și știu că vom avea mai multe cote decât la Londra. Cel puțin vom face tot posibilul pentru obținerea acestor cote. Mare majoritate a sportivilor se află în pregătire, în dependență de probă, pe lângă acele 5 probe care sunt tradiționale și care ne aduc rezultate, care este haltera, boxul, lupte, judo, atletismul. Știți bine, s-a mai introdus rugby și felicit pe acești băieți care au devenit campioni europeni. Pe de altă parte vreau să felicit și echipa de handball care au devenit campioni la Challenge Trophy. Deși nu s-au încadrat în categoria asta de obținere a cotelor către Jocurile Olimpice, dar oricum îi felicit. Băieții sunt în pregătire. Eu cred că în 2015 va fi un buget și mai bun, dar repet, trebuie pe de o parte să atragem domeniul privat, pe de altă parte să le creăm toate condițiile pentru acești performeri, care este o listă nu chiar atât de mare. Și deja avem câțiva parteneri care s-au arătat a fi dispuși într-o susținere, de exemplu, un producător de carne cu salamuri, mezeluri, etc. Partenerul pe care îl avem, care ține de echipamentul sportiv. Un alt partener pe care îl avem este Fitness Doza. Și mai avem mulți parteneri care s-au arătat a fi dispuși, cu care vom încheia un contract. Și acești performeri, care sunt cei mai buni și care sunt incluși în pregătire, vor avea susținere considerabilă. Până la sfârșitul anului va fi semnat un asemenea contract. Bineînțeles, cred că veți fi printre primii care va afla acest lucru. Sperăm și dorim ca de astăzi înainte ca să colaborăm foarte bine cu Ministerul, pentru că aici sportul este acasă, așa cum este în cadrul Ministerului, să fie și în cadrul televiziunii, prime televiziune de sport din Moldova. Cu mare plăcere și aici vreau să vă spun ca și exemplu un caz atunci când l-am întrebat pe Sheikhul Zayed din Emiratele Arabe de ce permanent doriți să fiți primul sau de ce construiți cel mai mare magazin, cea mai înaltă clădire, cel mai mare mall. A fost acordat întrebare de către o jurnalistă originară din Statele Unite, la care a răspuns cam în felul următor, zice, dar care a fost primul om care a călcat apă și pe lună? Dânsa zice, păi știe toată lumea că este Armstrong. Zice, și al doilea, ia se scarpe, zice, nu ți-mi minte, uite de ce vreau să fiu primul.
Voi sunteți primii, deja ați intrat în istorie și vă felicit. Vă doresc baftă, succese și vă asigur de toată susținerea ministerului nostru. Vă mulțumim foarte mult. Dorim să știm, ați avut o carieră frumoasă în sport, familia dumneavoastră practică sportul și o face foarte bine. Acum mai aveți timp să practicați sportul și care ramură sportivă puteți alege? Sportul îl iubesc și mi este în sânge, în gene, aș spune. Din păcate nu prea am mult timp sau timpul pe care mi l-aș dori pentru practicarea sportului. Însă cel mai des merg la sală, unde alerg, unde fac pregătirea fizică generală, în not. Din păcate mai puțin merg la sala de lupte. Ultima dată am fost acum în cantonament înainte de campionatul european cu luptători la Nispureni, unde am avut ocazia un pic să ies pe saltea. Pot să vă dau și materiale video. Am transpirat și am simțit acest lucru și mi s-a făcut poftă și dorință din nou de a reveni pe saltea. Am început să practic tenis de câmp. Este o probă extraordinară, o probă foarte bună și foarte spectaculoasă. Îmi place inclusiv tenisul de masă foarte mult și multe alte probe. De asemenea, judo îmi place foarte mult. Este o probă extraordinar de frumoasă și o probă care ține de, în cazul în care am un sensei bun, o probă care ține de moralitate. Și, repet, dacă aș fi dispus mai mult de timp sau aș avea mai mult timp liber, eu aș face în fiecare zi antrenament. În condițiile în care le am astăzi, reușesc de 3-4 ori săptămânal, dacă nu am careva deplasări, să fac antrenament, să merg la sală și mă simt foarte bine după. Peste câteva zile va începe unul dintre cele mai importante evenimente ale anului în lume, Campionatul Mondial de Fotbal. Cu cine veți ține? Care este favorita dumneavoastră? Deci, tradițional, de fapt, eu să știți că nu sunt un fanatizat de o anumită echipă, chiar și la nivelul de Liga Campionilor, nu țin neapărat cu un club sau altul. Mie îmi place fotbalul frumos, fotbalul mare. Bineînțeles că de cele mai multe ori echipa Braziliei au cucerit acest mare titlu prestigios, însă totuși volens nolens mă atrage mai mult la europenii noștri. Îmi place foarte mult fotbalul german, deși este absolut diferit de acel italian. Inclusiv fotbalul italienilor îmi place foarte mult și bineînțeles spaniolii, care sunt la un nivel foarte înalt, mai ales în ultimii ani. Vedeți că o echipă din același oraș, două echipe ies într-o mare finală. De asemenea, consider că au un fotbal extraordinar echipa Franței și la nivel mondial ați văzut că toată America Latină joacă fotbal, toți sunt buni practic acolo. Argentina are o echipă extraordinară, Chile, Mexic, Uruguay, Paraguay și cred că va fi o concurență extraordinară. Însă chiar și așa vedem că Spania câștigă titluri atât pe plan european cât și mondial. Poate fi un nou titlu pentru Spania? Eu sper, chiar îmi doresc acest lucru. Am spus că mai mult clar trag la europeni, dar cred că în condițiile actuale Spania a meritat acest titlu. Spania de foarte mulți ani răvnește și știți bine de câte ori în semifinală nu prea a picat bine. Acum însă sper să le reușească că merită acest titlu. Și dacă nu va fi Spania, țineți cu o altă echipă europeană? Da, țin cu o altă echipă europeană. Aș vrea italienii să devină campion mondial din nou, dar sunt tari toți din America Latină, mai ales brazilienii. Și nu uitați că sunt gazdă, iar acolo unde când ești acasă în cadrul competițiilor și pereții țin cu tine, este așa o expresie. Și să le spunem telespectatorilor, deja le-am explicat, atunci când aveți timp liber, alegeți să faceți sport, însă ce mai poate face un ministru când este liber? Citește, gătește, care este viața din timpul liber? Eu am o soție care gătește extraordinar. Prefer să citesc, deși iarăși este foarte limitat timpul, pentru că toată ziua citesc acte, dau răspunsuri.
Nu este cea mai frumoasă lectură. Nu este, dar este obligatorie. Și de multe ori sunt și lucruri interesante și acolo descoperi ceva interesant și nou. Prefer să mă văd cu prietenii cu care mă văd foarte rar, care nu sunt atât de mulți, dar care sunt adevărați. Și bineînțeles că prefer să-mi văd familia, să merg acasă la părinți, lucru care de asemenea se întâmplă destul de rar. Regretați că ați fost investit în această funcție? Aveți anumite zile, momente când spuneți că sunteți depășit de situație sau nu reușiți să faceți față la... Nu poate din cauza profesionalismului dumneavoastră, ci din cauza situației care și a conjuncturii sociale și a țării și geografic și... Bineînțeles că există și deal, există și vale, există și drum drept, există și momente mai puțin plăcute. Cele mai neplăcute sunt acele care țin de faptul că trebuie să te aperi, iar atunci când te aperi mai puțin poți construi, când te dezbat din drumul cel drept și când vrei să faci bine, 9 luni de zile ești verificat de toate organele din Republică. Vă dați seama că nu este ușor, nu este chiar atât de simplu acest lucru, dar l-am depășit și sper ca dușmanii să nu-mi încurce să realizez ceea ce mi-am pus în plan, pentru că sunt lucruri bune pentru întreaga societate. Dar în mare parte nu îmi pare rău, mă bucur că am fost investit în această funcție și voi face tot posibilul pentru a nu dezamăgi antrenorii sportivi, acea parte a societății din care fac și eu parte, din care face parte fratele meu, toate rudele, părinții, și iubesc mult acest domeniu, deși sunt responsabil și pe domeniul tineret. Sportul, vă dați seama, este o parte din viața mea, o parte foarte importantă, și repet, voi depune toate eforturile pentru a nu dezamăgi această categorie socială și acești oameni care merită toate laurile. Chiar doream să întreb, care este colaborarea cu domnul Dragoș Hâncu și cu domnul Stanciu, fiindcă au venit mai târziu în mandatul nostru? Da, deci colaborarea este una, hai să zicem, normală. De multe ori se mai întâmplă și contradicții, bineînțeles, însă ne reușește să le depășim, reușim să găsim acel consensus, parcă ne uităm în aceeași direcție și toamnă vom număra boboci. Iar până acum merge destul de bine. Sergiu urmează să definitiveze strategia pe tineret, acum este în concediu, trebuie să revină, mâine chiar. Dragoș urmează să meargă cu mine într-o deplasare în Polonia cu omologul meu, atunci când am fost vizitat de Donald Tusk împreună cu omologul meu, am fost invitat. Și mai există contradicții, dar în discuții, în controverse, acolo se găsește soluția. Important este că vrem același lucru, că vrem binele societății, vrem binele societății sportive. Asta este important. Și important este să ne facem cu dragoste și cu abnegație datoria. Aceasta vă dorim și noi, eu, echipa Moldova Sport, și vă mulțumim foarte mult că ați ales ca în această seară, deja o oră târzie, să fiți alături de noi. Cu siguranță telespectatorii noștri au avut o emisiune interesantă, discuția interesantă, au aflat multe lucruri și cu siguranță vă așteaptă de mai multe ori aici în studioul nostru. Și eu, Mihai, vă mulțumesc, felicit încă o dată întreaga echipă, pe dumneavoastră personal, și vă doresc baftă. Vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea noastră, Ecoul Sportului, aici la Moldova Sport, prima televiziune de sport din Republica Moldova. Vă așteptăm în fiecare seară, de luni până sâmbătă, începând cu ora 21. La revedere!